dragilor, eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am să vă vorbesc ceva care, să zic, este foarte aproape de sufletul meu și anume despre animale. Zilele trecute am citit ceva foarte interesant. În general, sunt interesată de cultura indienilor, a șamanelor, în general despre cultura aia veche, cum era până la creștinism sau popoarele indiene din America, Canada, zona aia, care este credința lor. Îmi place foarte mult subiectul ăsta și am găsit la ei ceva foarte interesant care aș spune că ar fi bine să acordăm mai multă importanță. Probabil ați văzut titlul care l-am dat, că tratamentul față de animale ne pot îmbolnăvi. Dar aici am să vin cu, nu cu tratamentul cel bun, dar tratamentul cel rău, am să specific. Citind despre cultura șamanilor, deci da, am găsit la ei acolo o informație foarte interesantă care mi-a atras atenția. Deci ei spun așa că și animalele, la rândul lor, deci lumea animalelor, au spiritul lor superior la care au grijă de aceste animale. Și acest spirit le-a spus că voi sunteți aici pe Terra pentru a deveni hrană oamenilor. A deveni hrană, dar nu să fie chinuite, să fie tratate așa cum sunt tratate animalele în ziua de azi. Ținute în grădini zoologice, chinuite, pe la circuri. Nu mai zic de tratamentul oamenilor în general față de animale atunci când iau pisicile alea și le dau foc. Căței aia care la fel le scot ochii, le rup coada, le taie urechile. Li se mai pare că acum în genere a devenit așa un trend să vopsească părul la câini, să le facă unghiile, să, nu mai știu, tund câinii vara, ceea ce s-a dovedit deja și doctorii atrag atenție. Deci, oameni buni, blana aia pentru cățelul ăla este dată să se răcorească vara pe căldură. Faptul că voi tundeți cățelul ăla nu l-ajutați, din contra, îi faceți mai mult rău. Da? Mai studiați, înainte de a intra în toate trendurile astea, cu păr vopsit la căței, cu unghii făcute la căței, cu tot felul de cretinisme din astea, așa, mai studiați dacă faceți bine la acel cățel. Dacă nu aveți nevoie de el, aveți nevoie de o jucărie, de o păpușă, la Zabo găsiți foarte multe, la geam, cum e în România, da? Găsiți foarte multe jucării, găsiți unde puteți să le prindeți tot felul de bentițe, să vă jucați cu ei, să le faceți unghiuțe și așa mai departe. Dar eu cred că, de fapt, oamenii care au un astfel de tratament față de animale, de fapt sunt oameni care au o problemă aici undeva, sunt oameni chinuiți, care sunt lipsiți de iubire și atunci agresivitatea care o au în interior și o revarsă față de aceste animăluțe. Doar că, iarăși, revenind la șamani, ei spun așa în legendele lor, că în momentul în care oamenii au început să-și bată joc în halul ăsta de animale, să folosească blana, să-și creeze haine și nu doar să se încălzească, doar că este la modă și doar că, uite așa, mă dau eu șmecher în fața nu știu cui, că am o șubă foarte scumpă și multe chestii de genul ăsta, când au început să folosească animale nu în scopuri de a supraviețui, de a hrană, dar de distracție, atunci regnul animal s-a adresat la spiritul lor superior și a cerut că oamenii să fie pedepsiți pentru tratamentul față de lumea animalelor. Și atunci spiritul superior a animalelor a trimis boală către oameni și a trimis două tipuri de boli, boli care oamenii să devină bolnavi mai psihic, adică dai să nu fie conștienți, gen Alzheimer și alte boli de genul ăsta, și boli fizice. Deci fiți atenți cum vă tratați animalele, pentru că și lumea animalelor au Dumnezeul lor și nu știi niciodată cum tratamentul rău față de o pisică sau față de un cățel poate să-ți schimbe viața.
Dar eu știu cazuri care, din contra, tratamentul bun față de animale au schimbat viața multor oameni. Și cunosc personal o persoană care mi-a mărturisit o întâmplare adevărată. Tatăl ei era foarte bolnav, deci avea o boală incurabilă. Doctorii nu îi dădeau nicio șansă să supraviețuiască. Era o familie de oameni simple, să le spun așa, adică nu îi dădeau banii afară din casă. Și fata respectivă se întorcea de la ore, era studentă. În stația de autobuz a găsit un cățel chinuit. Cineva l-a lovit cu mașina pe lăbuțe și avea laba distrusă. Ei a fost foarte milă de acel cățel și l-a luat la ea acasă. Toată familia l-a primit, chiar dacă nu aveau suficienți bani pentru ei, aveau și un bolnav în casă. Dar ei au îngrijit acest cățel. I-au tratat lăbuța, l-au dus la veterinar, au avut grijă. Cățelul ăla, dintr-un cuțu atâta mic, s-a făcut dita mai cuțulache mare. Da? Și era foarte iubit în familie. Ce s-a întâmplat mai târziu? Deci, cățelul, fiind foarte îndrăgit de acea familie, el a preluat boala tatălui, care era foarte bolnav, adică bine, fata n-a înțeles, eu după aia am explicat că asta s-a întâmplat, dar ea mi-a spus, zice, băi, să-l auzi ce s-a întâmplat, deci câinele a crescut mare, peste un an jumate s-a făcut cățelul mare. La un moment dat, câinele a fugit din curte, deși, zice, până atunci el niciodată nu pleca din curte, nu, absolut nimic, nu făcea chestii din astea, să nu ne asculte. Câinele era ținut în casă, nu era câine din ăla chinuit ținut în lanț afară. La un moment dat a zbândit-o din curte afară și a fost lovit de o mașină, câinele a murit. După moartea cățelului, clar că toți în familie l-au jelit foarte mult că au suferit după cuțul ăsta, tata s-a revenit, care avea o boală incurabilă, care oamenii nu-i dădeau, doctorii nicio șansă să-și revină, familia se pregăteau de înmormântare deja, așteptau zilele, cum zicem noi, zile numărate, și a revenit. Da? Deci cățelul respectiv, ca semn de recunoștință acelei familii că el a fost salvat, el a preluat boala tatălui pe el și a ieșit din casă, a dus-o, da? Deci el prin moartea lui, prin jertva care a adus-o, l-a curățat pe tată. Dar același lucru se poate întâmpla când vă bateți joc de un animal, când îl chinuiți, când îi puneți în saci și îi lăsați pe la marginea drumului, îi necați, îi aluncați de acasă, mai știu așa, căței din aia care ajung la bătrânețe și, da, ca un om bolnav, așa și câinele când e bătrân, nu mai are forța care o are când este tânăr și mulți proprietari renunță la acei căței, îi lasă în stradă și îi lasă să se chinui sau dacă s-a îmbolnăvit la fel. Dar să știți că boala animalului din familia dumneavoastră poate să fie boala dumneavoastră care el a preluat-o și prin ceea ce suferă el, de fapt, vă salvează de suferința dumneavoastră. Mulți oameni nu cunosc lucrurile astea și își bat joc de animale și aici mă refer nu doar la cei, la animaluțele din casă, că avem pisicuțe, că avem căței sau pești sau papagali sau tot felul de animăluțe, dar sunt persoane care au satisfacția aceasta, merge pe stradă, vede un cățel, pac, îi dau un șut sau vede o pisică la fel, să o spânzure sau să facă tot felul de chestii. Deci fiți atenți, atenție, atunci când faceți lucrul ăsta, vă puneți viața în pericol și a dumneavoastră și a familiei dumneavoastră, pentru că și aceste animale, sus acolo cineva le iubește. Da? Și se întoarce totul ca un bumerang către dumneavoastră. Dacă în viața dumneavoastră ați făcut vreodată din astea nefăcute, să spunem așa, ați intrat în conflict cu lumea animalelor, vă sugerez să vă împăcați, făcând fapte bune către această lume. Mergeți la adăposturi din astea care nimeni, adică sunt foarte puțini persoane care acordă atenție. Lăsați mâncare acolo. Nu aveți suficienți bani să mergeți la adăpost. Luați o pâine și dați la păsărene. Hrăniți peștii în mare. Adică ați înțeles lucruri din astea care se pot face și fără să intervii cu mii de euro, cu nu mai știu ce. Adică da, se pot face lucruri simple, dar în același timp vă îmbunătățiți karma dumneavoastră, pentru că și lumea aceasta a animalelor este o lume frumoasă, o lume care noi nu înțelegem și noi oamenii intervenim
cu pași din ăștia foarte agresivi în această lume. La fel, citisem în, v-am zis, în tradiția aceasta a șamanilor, îmi place foarte mult cum gândesc, deși noi credem pe ei sălbatici, dar eu aș spune că noi suntem mai sălbatici decât ei, că la ei totul au o cultură. Probabil cunoașteți, ați citit mulți pilda aceasta cu lingura din rai, cum într-o cameră erau ăia mai bogați și stăteau flămânzi și într-o cameră erau cei mai săraci, dar se hrăneau fiecare cu, își dădeau de mâncare unul la celălalt și în felul ăsta erau toți sătui. Deci pe principiul ăsta, dacă n-ați găsit, nu știți pilda asta, căutați-o, că n-ați să vă zic eu acum, vă zic-o așa în două cuvinte, că probabil mulți o cunoașteți, că e foarte populară pe net. Așa, exact așa funcționează cultura aceasta a șamanilor, a indienilor. Ei sunt într-o comuniune cu tot ce are viață, cu natura, cu regnul animal, cu florile, cu copacii, cu cerul, cu soarele, cu tot, cu apa. Deci ei totul văd un întreg și nu se văd pe ei superiori față de, de ceilalți. Chiar când mergeau la vânătoare și vânau un animal, ei vineau acasă și își cereau iertare de la acel animal și îi mulțumeau înainte de a-l mânca, îi mulțumeau că uite, ai devenit hrana noastră. Pentru că ei știau că spiritul lor superior le-a spus că uite, voi pentru asta sunteți aici, să fiți hrană pentru oameni. Da? Deci aveau, au cultura aceasta foarte frumoasă. Deci chiar vă sugerez să studiați cultura șamanelor, să vedeți că gândesc diferit și nu știu, sunt, aș spune că sunt mai umani decât noi. Dacă noi chiar ne dăm credincioși ortodoxi, dar nu știu de ce credința noastră cumva ne-a dezbinat foarte tare și ne-a făcut să fim foarte duri și foarte urâcioși. Și lumea de la o zi la alta nu merge spre bine, din contra se îndreaptă într-o direcție foarte urâtă, aș spune, da? Și gândiți-vă că fiecare pas al nostru, fiecare gest contează și ne se întoarce tot nouă. Orice facem, facem spre binele nostru sau spre răul nostru. Deci fiți atenți cu animăluțele dumneavoastră, iubițele dacă le aveți în casă, acordați-le mai multă atenție, pentru că niciodată nu știți cum un pisoi acolo care e plin de purici și e slab și e vai de el și îl aduceți în casă și îl îngrijiți, vi se schimbă viața la 180 de grade, pentru că și acel puiuț micuț are și el karma lui și are și el darul lui de la Dumnezeu. Fiecare animăluț în casă adus, să știți că el are porția lui de mâncare, pentru că el vine deja cu dar de sus. Și nu o să vă scadă din portofel dacă o să aveți grijă și de acele animăluțe. Și vă spun din proprie experiență, noi suntem familie cu 3 copii, cu Dita Maicățoiu și un pisoi. Și am avut și papagal care mi-a zburat din balcon și am avut și acvariu cu pești care ne dorim din nou să-l avem. Și proască țestoasă am crescut și de mică, de când mă știu, am crescut cu animale de companie lângă mine și pisici și numai nu știu. Părinții mei, săracii, doar ei știu că într-un timp vara aveam 15 căței în curte, că fătase ambele cățele. Dar i-am iubit pe toți, să știți, și iubesc în continuare. Deci aveți grijă de dumneavoastră și aveți grijă de animăluțul dumneavoastră de companie, pentru că și ele vă doresc doar dragoste și nu știți niciodată cum cățelul ăla sau pisica aia vă poate salva. Să aveți o zi bună, dragilor, și ne revedem la vlogul următor. V-am pupat!